Moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica vor ajunge la Mănăstirea Arbore din județul Suceava în perioada 29 august-1 septembrie, cu ocazia hramului așezământului monahal. Racla cu cinstitele sale moaște va fi dusă în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților de o delegație a Mănăstirii Cernica. Mănăstirea Arbore își celebrează hramul de sărbătoare a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, înscris în calendarul ortodox în data de 29 august. Cu această ocazie, așezământul monahal a pregătit un program liturgic special, care va începe cu Sfânta Liturghie, oficiată de episcopul Ignatie al Hușilor și de episcopul Ieronim al Daciei Felix. Totodată, după Sfânta Liturghie, ierarhii vor oficia o slujbă de pomenire pentru ctitorii așezământului monahal. Programul liturgic din ziua hramului se va încheia cu slujba privegherii. Credincioșii vor avea astfel posibilitatea de a se închina la moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica pe întreaga durata programului liturgic. Mănăstirea Arbore a fost ctitorită în anul 1502 de către pârcălabul Luca Arbore, boier la curtea lui Ștefan cel Mare. În anul 1993, lăcașul de cult a fost inclus pe lista Patrimoniului Cultural Mondial. Începând cu anul 2005, așezământul monahal a funcționat sub formă de parohie. Viața monahală a fost restituită de arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților în 2022.